Bună dimineața! Haideți că mi-am pregătit micul dejun urșilor. Ia uitați, avem aici două sandvișuri făcute la Sandwich Maker. Avem undeva la 500 de calorii, dar o să calculez eu și o să vă trec aici exact numărul de calorii. Avem 100 de de mușchi, câte o feliuță de cașcaval și 4 feliuțe de pâine. Avem proteină suficientă, avem și niște grăsimi. Este o masă super rapidă și foarte, foarte bună la gust, după părerea mea, mi place foarte mult. Îmi plac foarte mult aceste sandvișuri. Aici o să-mi fac un sirop de cătină, da? Cu pulpă de cătină cu miere. Avem și apă minerală lângă. Iar aici mi-am făcut o cafea deja. Trebuie decât să o mai, să mai îndulcesc. Cu o linguiță de miere de rapiță, pentru că nu schimbă gustul cafelei și pentru că este super sănătoasă. Aproximativ 30 de calorii, da? Vedeți? amestecăm foarte bine până se topește și lângă avem și păstură. O să mâncăm și o linguriță de păstură. Din asta este foarte bună. Este sunt suplimentele mele apicole. Acum am pregătit și micul dejun pentru că m-am trezit înfometat. M-am trezit de dimineață, azi noapte nu am mai mâncat nimic. Aseară nu am mâncat nimic, am reușit să mă abțin. Avem un deficit caloric destul de mare, de peste 1000 de calorii și de aceea mă trezesc înfometat. Dacă nu te trezești înfometat, înseamnă că ești foarte, foarte gras și mănânci foarte mult noaptea. Ești într-un surplus caloric, adică și normal să nu te trezești înfometat. În fometat. momentul în care ești pe un deficit caloric, destul de mare cum sunt eu, automat te vei trezi înfometat dimineața. Așa că mi-am pregătit direct aceste sandvișuri la cafeluță. Vă urez poftă bună și haideți să vedem ce mai mâncăm în continuare astăzi. Pentru că în vreo două ore o să plec la sală și apoi întoarcem să mai mâncăm pentru că vreau să mai mănânc încă trei mese pe lângă masa aceasta. Am venit de la sală urșilor și este timpul pentru a doua masă pe ziua de astăzi. Am avut un antrenament foarte, foarte bun. Haideți să vă prezint aici platou, să vedeți ce am pregătit de mâncare. Mi-era poftă de câteva zile de cărință din asta de la garniță. Bine, am mâncat eu în clipul trecut, ați văzut că am mâncat în, în tocănița aia de cartofi, dar acum avem carne de la garniță, mușculeț din asta cu două ouă, două feluțe de pâine și aici avem o salată de ardei copt. Este foarte, foarte bună salată de ardei copt. Nu am mai pus grăsime pentru că avem aici suficiente grăsimi. Ia să vedem noi cum e ardeiul ăsta copt. Mm. Doamne, delicios. Foarte, foarte bun. V-am zis, avem decât puțină sare și oțet aici. Iar aici avem foarte multă proteină, grăsimi. Avem o, avem 200 g de grame de mușchi de porc. Haideți să-l tai și să vi-l arăt. Ia uitați cum arată înăuntru mușchiul ăsta, la interior. Ia uitați, fraților, numai fibră. Foarte, foarte puțină grăsime. Numai că a fost prăjit în untură, pus la garniță, da? Asta este dar măcar carnea este curată, nu este plină de grăsime. Ia uitați, cât de mișto arată. Și cu ouăle astea, pa, deci știți cum merge super, super bine. Îmi plouă în gură, am mai mâncat de foarte mult timp genul ăsta de mâncare și de combinație. Și mai ales și cu ardei copți, este fantastic. Avem foarte multă proteină, avem și carbohidrați, da? avem și niște grăsimi de la ouă și micronutrienți, legume avem vreo 300 de grame de legume aici, 200 de grame de cărniță, două ouă și două felii de pâine. Vă urez poftă bună, vă las și ne vedem mai încolo la următoarea masă. Pentru a treia masă pe ziua de astăzi avem aici o mâncărică de dragavei sau ștevie. Este un fel de, spanac, da? are foarte puține calorii, are 20 de calorii pe 100 de grame. E foarte bun, e cu cărniță din aia de la oală. Așteptăm să se facă. Mai dreze foarte puțin și aici pentru taică mi-a făcut mama Sita niște ficat de porc. Haideți să mâncăm și noi o bucățică până se facem mâncarica aia de ștevie. Uitați, mi-am pus o bucățică din asta mică. Haideți să vedem cum e. Nici nu am cu ce să mănânc așa. Nu mai scot murături acum sau muștar sau ketchup, habar nu. Nu mănânc așa simplu că uh, s-a făcut și dragavei ăla. O să-mi pun acum o porție și o să mâncăm dragavei. Wow, foarte, foarte bun ăsta l-a ținut în lapte mai mea nu este amar absolut deloc ficatul acesta este sărat, e bun mi-a scos aici niște sărată de ardei copt aici a venit și dragaveiu haideți să ne băgăm să mâncăm mm, bun, foarte bun nu să vedem merge cu asta cu sărata asta de ardei mhm, uh -huh. merge numai că asta e rece scoasă de la frigider asta e cald. Nu știu câte calorii are ficățelul de porc, dar o să ne uităm și o să vă trec eu toate caloriile. Asta este a treia masă pe ziua de astăzi. Vedeți foarte multe legume. Aici avem cărniță din aia de porc, de care îmi place mie, de la oală. O, oh, și s-a fiert așa și e și mai fraged acum, mușchiulețul ăsta. Ia uitați ce bine arată. Extraordinar. Cea mai bună carne. Asta de la oală, mușchiul ăsta, e cea mai bună carne avem carniță suficientă, da, proteină suficientă, foarte, foarte bun. Vă recomand și vă să mâncați mâncăruri din astea pentru că se fac relativ ușor și aveți pe mai multe zile. Fie că e mâncare de din asta de spanac, fie că e mâncare de varză călită, sau mâncare de ciuperci, sau tocănițe de cartofi, cum am mâncat în clipul trecut, da? Deci uh, sunt niște mâncăruri foarte slabe în calorii pentru că legumele sunt foarte slabe în calorii și sunt foarte, foarte bune pentru sănătate, pentru a slăbi. Le aveți pentru mai multe zile, încercați să nu puneți ulei adăugat în mâncare. Încercați să puneți o sursă de proteină slabă, da? Cum e asta de exemplu, mușchilețul ăsta de porc, e uitați ce O să aveți o masă foarte nutritivă cu foarte multe legume, cu proteină suficientă și bineînțeles, dacă vreți și o sursă de carbohidrați, puteți să puneți niște pâine, mămăligă, ligă, orez, paste, ce vă place vouă, dar aveți grijă cu cantitățile. Eu probabil că nu o să mănânc pâine la masa asta pentru că am mâncat astăzi destulă pâine, am mâncat șase feluțe de pâine, așa că nu mai am nevoie de pâine, nu trebuie să exagerăm cu pâinea, dar nici să nu mâncăm deloc să o evităm, trebuie să fim ponderați, da? Eu zic că este suficientă mâncare, aici vreo 300 de grame, aici vreo 400 de grame, deci o masă foarte, foarte mare, de 700-800 grame. Vă urez poftă bună și ne vedem mai încolo. Mi-am luat aici două banane, să le ronței așa ca o gustare, până când iau uh, ultima masă. O să lucrez la calculator, am puțină treabă și am poftă așa ceva de ceva de ronțăit. Și fructele sunt super bune, da? Două banane, vreo 200 de calorii, Uh, îmi plac foarte mult bananele, vedeți că sunt un pic mai vechi, le am de câteva zile și trebuie să le mănânc. Plus de asta, ce altă gustare este mai bună decât niște fructe, da? Când stai la calculator, când vrei să ronței ceva, vă sfătuiesc pe voi să încercați să ronțeiți fructe, pentru că astfel nu veți mai simți nevoia de porcării, de biscuiți, de napolitane, de ciocolată și așa mai departe. Doar așa putem să înlocuim prostiile cu lucruri sănătoase să fim într-un deficit caloric și să slăbim și, bineînțeles, să fim și sănătoși, înlocuind gustările, înlocuind deserturile cu fructe. Într-adevăr, bananele au mai multe calorii decât alte fructe, sunt alte fructe care au mult mai puține calorii, cum ar fi căpșunile sau pepenele, dar în perioada asta anului nu prea se găsesc și sunt foarte scumpe și nu au un gust extraordinar și de aceea mâncăm banane. Și pentru că se vedeți, sunt, se înveches, da? Trebuie să mâncate. Cum ziceam mai devreme, într-adevăr, sunt și alte fructe care au mai puține calorii. Acestea au 90 de calorii peste 100 de grame, sunt unele dintre cele mai bogate fructe în calorii, însă nu fac probleme pentru că au o greutate destul de mare, o masă musculară destul de ridicată și nu trebuie să mă înfometez. Nu vorbim despre o dietă de slăbit sau o dietă sănătoasă sau un stil de viață sănătos, da? vorbim de cu totul altceva, nu de înfometare. Și pentru mine este foarte important să mănânc și lucruri care îmi plac, iar banalele sunt unele din fructele mele favorite. S-a făcut ora 11 noaptea și este timpul pentru a patra masă pe ziua de astăzi și ultima. Avem aici o budincă proteică de la Dr. Oetker cu vanilie, 40 de grame de proteine, 400 de grame și decât 77 de calorii pe 100 de grame adică 308 calorii toată asta. Este cea mai slabă budincă proteică din toată gama asta de la Dr. Oetker. Avem o caseină care ne ajută să construim masă musculară peste noapte, ne ajută să ne alimenteze corpul cu proteină peste noapte. Nu v-am mai arătat eu pentru că mie îmi plac foarte mult budincile astea. Sunt un desert extraordinar, dar pentru mine reprezintă o masă, reprezintă ultima masă înainte de somn. Sper că v-a plăcut și acest clip într-o zi de deficit caloric, într-o zi în care vreau să slăbesc. Sper că v-ați putut inspira. Ați văzut că am avut multe mâncăruri românești, mâncăruri simple care se fac foarte ușor și vă garantez că sunt foarte gustoase pentru că altfel nu aș putea să țin o dietă și să să slăbesc, bineînțeles. Încercați și voi mâncărurile acestea, uitați-vă și pe alte clipuri, scrieți-mi în comentarii care este masa voastră favorită, dați și un like dacă doriți, pentru că mă ajută foarte mult și abonați-vă la canal. Dacă doriți o dietă personalizată, scrieți-mi pe Instagram sau pe Facebook la Miere TV. Abonați-vă și pe TikTok pentru că am început să postez mai des și să fac live-uri acolo. Iar dacă doriți produsele noastre apicole, intrați pe site-ul www.miere.tv.ro și faceți o comandă de produsele voastre favorite și încercați produsele noastre să vedeți dacă vă plac pentru că sunt de o calitate superioară iar până data viitoare când ne vom revedea cu un nou clip vă urez toate cele bune, somn ușor, noapte bună, v-am pupat papa! Pa.